Bună seara, prieteni! Începe trenul de noapte cu Bubanu și Pali. Bună seara, bună seara! Suntem aproape de weekend. Știi, înainte, colegul, mai ții minte, cel puțin așa era, ca un obicei, ne făcusem pe vremea lui Ceașcă, sâmbătă, duminică, mâncam și noi mai cât de cât, așa. De regulă, adică, mai prindeai și carne. Mai venea un cotlet, mai, știi, chestii de-astea, așa. Se mai întâmplă. Mai împunea tata, țin minte, un pahar cu vin negru și miere, o linguriță de miere. Aveam 4 ani. A. Da, 4-5 ani, obicei ăsta și la ținut. Nu e periculoasă mierea la vârstă. Și, da, ok, și cu, da, asta cam în weekend, nu prea pupam eu cotlet în timpul săptămânii. Bine, bine, și atunci nu știu cum rezolvau ei. Da, da, într-un fel, un fel, da, într-un fel făceau să avem. Și da, asta suntem într-o zi de joi, seară. Ne apropiem de weekend și eu zic să o dăm un pic în niște friptoane. Chestii, da, o, tu, eu țin post acum. Aoleu, stai, scuze. Dar nu, stai, e, scuze, o problemă, da, e o problemă, nu. Știu, da, că n-am niciun fel de... Pe atunci, uite, pentru tine pâine din carne. Mulțumesc, chiar da, era pâinea din carne și carnea din plante. Iată. Asta este, da, titlul, da? Nu, uite, carne din plante pentru tine. Scuze, da, mulțumesc, scuze, da? Mulțumesc. Deci asta, asta este tema noastră, azi pâine din carne și carne din plante. Ok, bun. Dar începem cu aplauze pentru sportivii judoka prahoveni. Două sportive din Ploiești au devenit campioane naționale la judo, scrie Actualitatea Prahoveană. O performanță notabilă pe care, bravo, o aduce și în fața dumneavoastră. Vorbim și despre un subiect care arde destul de intens în perioada asta. Dacă alte probleme nu mai nu sunt. Nu mai sunt, da. Republicanews.ro, programul de închidere a supermarketului în weekend. Da. De aici ne-am luat. Completarea acestui program, dar ăsta e titlul, completarea programului de închidere a supermarketelor și hipermarketelor în weekend. Data estimată pentru implementare, se spune în articol. Eu cred că data estimată pentru implementare nu va exista. Cred eu, după mintea mea. Dar se vede. Okay. Și e interesant de unde a plecat tăvălugul ăsta și cine a făcut demersuri astfel încât supermarketurile și hipermarketurile să fie închisă pe perioada weekendului. Ce se întâmplă cu plățile cash? A? Uite, vezi? De la situația în care nu mai ai unde să te duci să-ți cumperi ceva, da, până la situația în care n-ai cu ce să-ți cumperi. Ce se întâmplă cu plățile cash? Câți bani în numerar putem folosi pe zi? S-a schimbat legea. Eu pot asta folosi mulți, dar n-am. Da. Adică, asta e problema la noi. RomâniaTV.net, da, așa, sună Telegram. Da, câți bani în numerar putem folosi? Mulți putem folosi, așa, dar nu avem. Asta e problema, nu că ne limitează cineva. Bine, acum ne limitează. Asta e ideea, da, că ne, da, limitează. Asta te vrea să limitează, spună titlul. Da. Oricum, la ce te limitează ei n-ai tu. Da. De-aia nu cred. Franța bagă și ea o limită. Adoptă o lege menită să descurajeze cumpărarea hainelor fast fashion. Așa zice acum, fast fashion. Mă, legea nu poate fi menită niciodată să descurajeze. Legea poate fi menită să interzică, să... Păi, ce descurajat, cum adică? Uite, vedem. Vedem, da, aici. Fast este fashion? Fast, da, da, fast fashion, așa se numește. Fast food, am mai auzit. Titlu, da, da. Păi da, e ca mâncarea repede, așa. Mm? O iei repede, o arunci repede. Actualitatea prahoveană.ro. Jeff Bezos, și asta este, asta e știrea, de, ne-a rămas restanță de ieri. Jeff Bezos investește 60 de milioane de dolari pentru a îmbunătăți diversitatea și calitatea proteinelor alternative, cum ar fi carnea pe bază de plante. Republicanews.ro. Și la momentul în care noi vedem exemple, nu este primul om despre care am vorbit că investește mult pe felia asta de afacere, mai este și domnul Zuckerberg, care la fel a început să investească mult în zona asta, domnul Bill Gates, la fel, și el. E clar că atunci când oamenii cu bani, foarte mulți, merg cu toții, în grup, în turmă, așa, către o anume zonă, e clar că acolo vom merge și noi. Aia va fi normalitate. Da, mai devreme sau mai târziu, da, și noi vom merge într-acolo. Okay. Nu de proști, mă gândesc eu că bagă ăștia atâția bani acolo. Bun, după Jeff Bezos, care o să... De, ce o să ne dea? Ne-a dat deja, sunt magazinele pline, carne de asta din plante. Mai avem o știre de pe Digi24.ro. Asta îi zice în direct, ca să ne înțelegem, e un fake news. Cum este el prezentat aici, în zona de Quality Press? La Quality Press, deci ăștia țipă primii hoțuri, știi? Care sunt așa. Deci e un fake news, că uite, pâinea cu gust din titlu, ăsta e titlu, pâinea cu gust de carne a fost inventată la Galați.
Friptura nu se vede, dar se simte, asta este... Probabil că aici i-a dat pe ei peste cap. Citatul ăsta. Da, da, declarația asta unui profesor de la Universitatea de Jos, Dunărea de Jos, mă rog, din Galați. Nenea care spune că friptura nu se vede, dar se simte, dar tot el zice că n-are niciun gust. Da? Și nimic, și nici gust, nici miros. N-are nicio legătură cu carne. În general, carne din ziua de azi, cam așa e. Păi, da, corect, da. Când omul ăla vine și spune, băi, uite, băieți, vreți să faceți o știre? Da. Uite, noi am scos un produs. Da. Pâinea, care are și ceva proprietăți de carne, că au băgat ei niște aminoacizi, acolo, mă rog, discutăm. Dar atenție, n-are gust și n-are nici miros de carne. E, și tu vii și faci tirea cu titlul pâinea cu gust de carne? Când ăla e clar că n-are gust de carne, ce presă e asta, ce știre, unde nu e fake aici? Dom'le, spuneți că n-are gust de carne, da, perfect, atunci are. Păi noi zicem că are, zice da, care. Noi punem un titlu care. Care, da. Bun, hai să ne ducem așa pe rând. La fiecare. Pâinea cu gust de carne, uite-mă, băi, deci chiar mi-era poftă, dar... Da, hai, rămânem în zona orezului. Da, două sportive din Ploiești au devenit campioane naționale la judo. Titrează actualitatea prahoveană. S-a întâmplat în weekendul trecut, atunci când sportivii secției de judo a CSM, CFR, CSŞ Ploiești s-au remarcat la finala campionatelor naționale individuale pentru juniori 3. Da, asta însemnând categoriile sub 16 ani copii. Nu. Sub 16 ani și copii la sub junior, 14. Da, la junior 3. U16 și la copii 1 U14. U14. Ei au obținut două titluri de campion național, un titlu de vicecampion și 3 medalii de bronz. Extraordinar. Trecem în revistă, îi aliniem și îi aplaudăm corespunzător pe Iasmin Anemari Tomescu, cea care s-a impus drept campioană națională la categoria sub 48 de kilograme și sub 16 ani, în timp ce Clara Sonia Mare a cucerit titlul de campion național la categoria minus 40, sub 44 de kilograme și sub 14 ani. Da, titlul de vicecampion național a fost câștigat de Nicolae Samson la categoria sub 48 de kilograme pentru U16, iar medaliile de bronz au fost aduse acasă de Mihai Keller, sub 46 de kilograme, U16, David Petre, sub 66 de kilograme, la fel U16, și Lucas Kigvaria, citim totuși așa, da, cum se scrie, are rezonanță numele lui de georgian, ceva de a fi din Georgia, de acolo, sub 46 de kg, kilograme și U14. Hai să-i vedem în poză pe campion, să-i aplaudăm. Frumos, ia uite. Acolo mă gândesc că trebuie să aibă aia încălzire, pardoseală ceva, să fie că... Păi ce e? Că pe mine dacă mă ții două minute așa, la revedere. De unde? Nu vezi ce sală e acolo. Uite, în spate, în plan îndepărtat, avem o invenție, practic. Sunt două calorifere, dar de fontă vechi, unul peste altul, vezi? Uite aici. Da, păi le văd, le văd, da, că sala fiind mare, mă gândesc că au vrut și să... Da, okay. Și la un luptător, de exemplu, te uiți la urechi. Da, la cine practică sau a practicat o perioadă lungă de timp. E agățat de urechi, Are pavilion, urechi este drept, practic, de la saltea. Da, la boxori, e clar, se vede nasul. La nas, păi da, dar uite, să faci și tu la judo, dacă la judo, practici te judo... La picioare, la tâlpi. Da? Să faci la judo ca la rugby. Ai văzut că și aia își pun banda aia, scociul ăla pe cap. Mulțumim, colegi. Mulțumim. Dar mai avem o mai poză. Avem o poză. Mai da. Avem o poză. Își pun scociul ăla pe cap ca să nu-i prindă să de urechi. Da. Și nu poți să spui? N-ai voie? La judo? La judo mai puțin. La luptă greco-romane e nasol. Vii cu unde la scoci de la ți-l tragi pe urechi? Uite și pe băieți la categoria mai mică de vârstă. Mulțumim. Mulțumim. Performanța nu s-a oprit aici. Mai spun oamenii sportivi obțin și 3 locuri, 5... prin Andrei Duță, sub 55 de kilograme, U16, Tiberiu Ivan, sub 60 de kilograme, U16, Florentina Medea Tănase, plus 63 de kilograme, U14, precum și un loc 7 prin Raia Kigvaria, sub 40 de kilograme, U14. Da, Raia și Lucas, probabil frați, da, același nume, da, Kigvaria. S-a desfășurat competiția, așa cum am spus, la Bacău, în sala Narcisa Lecușanu, acolo unde au concurat 817 sportivi. Wow. Foarte, foarte mulți. Da, de la peste 120 de cluburi din întreaga țară. Excelent. Sportivii de la CSM, CFR, CSŞ Ploiești sunt antrenați, trebuie să mai spunem, de Gheorghe Savu, coordonator, Mihai Trandafirescu, Doru Munteanu, Cosmin Slăveanu și Roxana Crețu. Informațiile astea, bineînțeles, au fost obținute de pe CSM Ploiești. Da? Da. Ok, ia să vedem acum...
de unde ne cumpărăm, în ce intervale orare și așa mai departe. Completarea programului de închidere a supermarketurilor și hipermarketurilor în weekend. Data estimată pentru implementare. Eu zic că nu o să fie. Da. Da. Închiderea totală, atenție, a supermarketurilor în weekend în România stârnește întrebări cu privire la opțiunile de cumpărături disponibile. Îmi place, e ok articolul de pe Republica News, dar nu-mi place ideea asta. Adică, mă, cine ce vrea până la ori? Cum s-au trezit ei deodată? Și o să vedem și motivul pentru care iau ei în discuție situația asta. Acum le e de ăia mici. Deci nu știau cum să-i omoare. Da. Da. Nu știau cum să-i omoare pe aia mici, magazinele alea mici, de cartier. Și acum ei zic că ținem cont de oamenii ăștia, hai să-i închidem pe ăștia mari. Păi nu-i se pare nimănui ciudată faza asta? Dat fiind faptul că suntem într-un an electoral, mie nu mi se pare ciudată. Da. Sau nu mi se pare ciudat demersul, nu mi se pare ciudat nici faptul că ăștia dau speranțe micilor comercianți, cum că un lucru ca ăsta s-ar putea întâmpla. Eu zic că nu se poate întâmpla niciodată, pentru simplu motiv că marea majoritate a hipermarketurilor, cred că peste 90%, dacă nu mai bine, sunt deținute de entități străine, din afara României. Și de deasupra României. Păi da, dar dacă UE zice, că am înțeles că așa e exemplu și în UE. Și ăia sunt tot străini, da? Fiecare, nu știu dacă, cred că unul sau două n-avem aici în România, din ce am văzut des pe afară, da, pe la alții. Da, mă rog, deci dacă la ăia se poate și UE zice, da, mă, face și voi la fel, România n-are ce să facă. Păi nu, ce că pierderile pe care ei le registrează închizând supermarketurile la ei în țară în weekend sunt, într-o oarecare măsură, suportate de încasările din România. De exemplu, noi îi ținem în viață. Noi îi ținem, știi, pe partea asta. Okay. Păi e greu să cred că... Uite, se vehiculează ideea că o nouă lege ar urma să fie implementată, însă nu au fost confirmate încă detalii precise. Pentru că nu vor exista ele detalii precise niciodată, că nici legea asta nu va avea vreodată, din punctul de vedere, eu vreo șansă de reușită. Păi, o prind ăștia în pariuri. Nu știu, uite, chiar să ne uităm dacă... Bun, propunerea surprinzătoare a micilor magazine, opa, deci surprinzătoare, știi? Păi e surprinzătoare. Păi stai așa, pe cine a surprins? Propunerea surprinzătoare, da? A micilor magazine constă în solicitarea de închidere a supermarketurilor în weekend. Bine. Adică vine aia mici care n-au nicio putere și zic așa, ia închideți-mă pe aia mari. O, hai să vedem, luăm în discuție, mamă, hai că o facem. Un ropot ăla de palme peste frunte în cabinetele guvernamentale. Pac, 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 băi, nu ne-am gândit până acum. Știi? Bun, acum, mulți vor zice, da, domne, că și afară e la fel. Dar să le închizi total, nu cred că e în regulă nici așa. Dar afară, total sunt închise. Da. Motivul din spatele acestei cereri este scăderea semnificativă a vânzărilor pe care o observă la sfârșitul săptămânii. Cine? Aia mici. Aia mici, da. Aia mici. Este, mă, ăla-i riscul tău, mă, ca pe această piață a rechinilor, tu să fii un peștișor mic. Nu te-a obligat nimeni să-ți faci magazin. E un risc și eu îi apreciez pe oamenii ăștia care încă rezistă cu astfel de magazinași și nu știu cum fac ei, dar încă rezistă. Mulți consumatori optează pentru cumpărături în marile magazine datorită diversității mai mari de produse găsite într-un singur loc. Păi și nu-i logic, de ce vrei să-mi iei mie ca om, client, chestia asta? A diversității, a prețurilor de multe ori mult mai mici. Mai mici decât în ceea ce privește micile magazine. Eu și asta înțeleg, că și micul magazin poate plătește o chirie în locația unde activează. Și ce înțelegi? Ce sunt mama înțeleg lui? Că prețul eu sunt mai mare mama acolo. Lui? Nu ești mama lui. Păi atunci ce treabă am eu? Lasă-mă să aleg unde cumpăr. Astfel, propunerea care a fost transmisă miercuri guvernului urmărește să aducă o schimbare în această situație. Hai să vedem. La discuție din cadrul guvernului s-a luat în considerare această propunere controversată. Asta a fost formulată de către micii comercianți, propunerea, care observă o scădere a vânzărilor de până la 30-40% în weekend, ceea ce i-a determinat să ceară închiderea magazinelor, marilor magazine. Păi ciudat, mă, frate. Care au o suprafață mai mare de 1000 de metri pătrați, sâmbătă și duminică, în concordanță cu practicile din alte țări. Iată. Deci eu înțeleg că în cursul săptămânii oamenii ăștia nu înregistrează pierderi. Nu. Asta oameni nu. Ăștia cu micile magazine. Nu. În cursul săptămânii
Oamenii ăștia sunt și ei pe linia de plutire. Iar în weekend sunt mult sub apă. Asta este ideea. Nu că nu înregistrează pe el, înregistrează, dar sunt pe linia de plutire. Dar în weekend nu mai au de niciunele. Sunt sub apă de tot. Asta este ideea. Ei vor ca să mai trăiască și ei pe baza ceea ce vând în weekend. Dar nu pot din cauza astora mari. Ei, avem un citat aici și al o notă a redacției. Darabon Mihai, președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României. Da. Da. Ei, reprezentanții micilor magazine, adică, vin și cer uneori niște lucruri care frizează bunul simț. Eu îi înțeleg, zice Mihai Darabon. Dar nu se pot face afaceri în economia de piață omorându-l pe altul. Păi, bă, uite că tocmai așa se fac afacerile. Păi da, atunci dacă e să fim corect până la capăt... Dar el zice că ține partea celor mici, dar e invers. Dacă e să ne gândim corect până la capăt, ne gândim și la câți comercianți mici au omorât supermarketurile. Foarte mulți, dar asta e economia până la urmă. Plus că, să mă ierte Dumnezeu, se zice aici, nu știu câtă capacitate au ei să hrănească poporul român. Și legea aceea cu minim 50% produse românești în hipermarketuri este încă în vigoare. Nu știu ce vrea să zic asta, adică da. De ce și ăștia mici n-au 50% sau nu știu. Probabil. Asta a declarat Mihai Darabon, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, în direct pe la B1 TV. Eu sunt foarte flexat în sensul ăsta. Dacă propunerea, sau bine, atunci nu mai era propunerea, dacă venea de la UE, era director. Era ordin. Era ordin. Dacă ordinul venea din partea UE, da, probabil puteam vorbi despre o eventuală îndeplinire a lui. Da? Ori așa, vin ăștia mici care spun ei că nu mai pot să vândă în weekend din cauza lor mari. Da, cine știe, asta poate au pregătit terenul și au zis, da, domnule, uite, noi ne-am luat după aia mici. Da, ei când colo se iau tot după UE. Păi, vor suna telefoanele, da? De unde vor suna? Să zicem că guvernul acum, fiind în an electoral, sau, mă rog, guvernul, politicienii, fiind în an electoral, încearcă în asta, împace și micul comerciant, și marele comerciant, și capra, și va. Vor să spună, bine, domnule, hai că facem ca voi, închide. Pe ăștia în sâmbătă și duminică. Da, și o să sune telefonul. Ia, cine deține marile lanțuri de magazine în țara asta? Păi avem Germania, Franța, da, Franța, țări, zic, Belgia, Belgia, mai zici tu două țări. Puternicuțe, așa, la nivel european, da? Și or să sune aia și zic, păi, ce ați făcut voi acolo? Păi voi știți că câți bănuți vin la noi în țară din sâmbătele și duminicile voastre? Păi uite cam atât. Hai mă, termină cu prostile. Vedem. Da, nu se. Hai să vedem ce se întâmplă și cu plățile cash. Câți bani în numerar putem folosi pe zi? S-a schimbat legea, ăsta e titlul din România TV.net. În timp ce plățile digitale au acaparat piața, se scrie aici, există țări care își protejează plățile în numerar. Opa, ăsta este un trend nou. Da, eu mă mir. Și împotriva curentului, da? Mai ales că acestea, fii atent, sunt mai sigure, plățile numerar. Da. Deci ei au început să recunoască treaba asta. Prima, nu poți, la un moment dat... În eventuale situații de urgență. Nu, oricând. Da. Oricând, nu în eventuale situații de urgență. Oricând, plățile în cash sunt mai sigure. Sigure. Clar. N-ai cum să negi evidența la infinit. N-ai cum. Ok, încerci, introduci un program, demarezi prosteala, unii mușcă, alții nu... Dar n-ai cum la nesfârșit. La un moment dat trebuie să recunoști faptul că plata cash e mai sigură din toate punctele de vedere decât aia online sau, mă rog, cu bine, telefonul. Ei dar... acum vor să inoculeze și prin chestia asta ideea că ne paște un război. Asta, okay, eu bun, cred că asta vor mai mult asta, decât asta, să bage cash-ul din nou. România a schimbat și ea legea legată de plățile cash, noile prevederi urmând să se aplice din iunie. Nu mai mult. Guvernul norvegian, uite, avem niște exemple aici, guvernul norvegian, bă, Norvegia. Ce exemplu ăsta? Păi mai, dacă îmi spuneai de guvernul klingonian, da. Tot aia. Deci, că... Norvegia, care e una dintre cele mai tari țări, așa, de pe fața planetei. Cele mai bogate țări. Guvernul norvegian a propus un set de măsuri pentru a proteja dreptul consumatorilor de a plăti cash. S-au trezit ei deodată, așa că, până să vină ideea asta... Nu se mai gândeau să protejeze, nu se mai gândeau la tine ca și client, ca muritor de rând, ca numai, era legea și gata. Bă, nu mai ai voie cash, punct. E, acum au început să se gândească la oameni, ei, zic, da? Așadar, se gândește guvernul norvegian să protejeze dreptul consumatorilor de a plăti cash cu bancnote și monede într-o țară care se află pe primele locuri în lume în tranziția la plățile digitale. Da. Țările nordice, în general, stau bine la capitolul ăsta.
Obiectivul autorităților, ia să vedem, este acela de a asigura, cităm acum, securitatea pentru cei care sunt reticenți la utilizarea soluțiilor de plăți digitale. Nu, aici e o minciunică. Securitatea pentru toți, măi, oameni buni, că se pică sistemul bancar. Pică. Nu pică, vine un hacker. Vine... Pică un hacker peste cardul tău acolo, hacker peste contul checker, tău. Cum erau desene pe vremuri, nu? Păi și ce fac? Nu bag mâna în buzunar să scot bancnota de acolo sau monedă? Dar ni s-a întâmplat de multe ori. Păi da, cum? Dar în supermarket fiind... Eu chiar am profitat de faza asta. Da? Eu chiar eram în spate la rând, le-a picat... A, și mulți au avut cash la ei și n-au... Aia, în fața mea, da, cred că unul a avut. S-au dus acasă, s-au mai așteptat 3-4 ore până a revenit sistemul. Doamna de la casă, ne pare rău, momentan ne-a picat sistemul, nu se pot face plăți cu cardul, nu primim decât cash. Vă pup. Și cred că o singură persoană din fața mea a avut cash și mai erau vreo 7-8 în față. Și după l-am intrat eu. Bravo. Uite, că se poate. Uite ce înseamnă puterea cash-ului. Nu știu, așa zic, cash-ul e sfânt, cu toate că banul e ochiul dracului. Dar eu zic că cash-ul e sfânt. Ok. Bun. Hai să vedem. Dar mai e o nuanță interesantă. Că am rămas în mijlocul frazei. Obiectivul autorităților este acela de a asigura securitatea, cităm, pentru cei care sunt reticenți la utilizarea soluții de plăți digitale, am încheiat citatul, precum și creșterea gradului de pregătire, atenție, a societății pentru situații de urgență. Asta cred eu că aici e șmecheria. De fapt, aici vor să bată ei. Da. Asta a declarat ministrul norvegian al justiției, Emily Enger Mehl, într-un comunicat de presă transmis chiar de Ziua Internațională a Femeii. Care e relevanța? Ea fiind femeie, probabil. Păi, nu știu. Sau nu știm. Păi, nu știu. Să nu ne dea în judecată, că poate, păi, stai, nu care mai e și la ei de gen care acolo. Care putea fi făcută greu și de ziua bărbatului. De da. Dar, propunerea care a fost anunțată prima dată luna septembrie din 2022, le va permite consumatorilor să plătească numerar la toate locațiile de vânzări unde alte tipuri de plată pentru bunuri și servicii sunt acceptate de comercianți. Ok. Da. Reguli speciale se vor aplica pentru transportul de pasageri. Probabil că acolo, nu știu, n-ai voie cash, habar nu am. Nu gândesc, da. Încă n-ai voie cash. Chiar dacă utilizarea numerarului în Norvegia a coborât la cel mai scăzut nivel de pe glob la debutul pandemiei, în ultima perioadă a rămas stabil, informa Banca Centrală a Norvegiei în luna mai anului trecut. Potrivit sursei citate, doar 3% dintre norvegieni au utilizat numerarul la ultimele lor achiziții într-un magazin tradițional. Păi aproape nimeni. Da. Eu zic aproape nimeni, că 3% nu e un procent. E... Cu toate astea, cererea de numerare a crescut în ultimul an, în condițiile în care numărul de retrageri de la ATM-uri și magazine a crescut, preciza la data aceea Banca Centrală a Norvegiei. Trebuie să trăiești într-o țară ca Norvegia ca să atingi un prag de ăsta de 3%. Eu n-am nimic nici împotriva plății cu cash, doar că la un moment dat ea se poate dovedi vulnerabil față de plata cu cardul. Noi avem problema mare cu interzicerea cash-ului, cu smitenia lor. Nu mă lasă așa, lasă că nu e nicio problemă să plătesc și online, dar să am posibilitatea să plătesc și cu cash. În Norvegia, dacă plătești și cu cash? În Norvegia, de exemplu. Da, crapă. Păi, unii da. Păi da, crapă că nu-ți mai pot controla bănuții. Da. Ai, mă rog, da. Nu mai știu unde ai fost, ce ai cheltuit, cât ai cheltuit, la ce oră. Da. Dar în Norvegia, probabil, dacă mă duc la tanti Mărioara în Sen, nu? Așa, la piață. La piață, să iau... Cu cardul tată. Ceapă în Sen? Iau cu cardul. În România... N-am cum să fac lucrul ăsta. De-aia au ajuns probabil la 3% la noi. Bun, continuăm articolul, după că luăm o pauză și vedem până la urmă câți bani cash putem folosi pe zi, că noi suntem români, nu norvegieni. Da. Legea banilor cash intră în vigoare pe 16 iunie 2024. Ce trebuie să știe toți românii? Uite-mă. Da, așa. Așa. O recunoști pe asta? Ce trebuie să știe toți românii? Da. Eu cred că e marca înregistrată România TV. După pauză. Da, e ca bravo că am întrebat 100 de români. Pauza este gata, forțe proaspete. Continuăm știrea asta să vedem ce se întâmplă cu cash-ul în lume și mai ales în România. Am plecat de la titlul Ce se întâmplă cu plățile cash? Câți bani în numerar putem folosi pe zi? S-a schimbat legea. Da. Telegrafic, așa. Am trecut prin Norvegia, stil România TV, care își dă un pic cu reveneală și zic, hai domne, să mai plătim și cash, că parcă da. De acolo e știrea, da. De asta am zis de ei. Am rămas, după ce am avut exemplele astea din Norvegia, am rămas să vedem ce se întâmplă la noi, exact, da, în România. Câți bani cash putem folosi pe zi? Legea banilor cash intră în vigoare pe 16 iunie 2024. Ce trebuie să știe toți românii?
toți românii, luați o foaie și un pix și notați. Începând cu 16 iunie 2024, aceste schimbări, care vizează limita de tranzacționare zilnică și regulile de gestionare a numerarului, sunt cruciale pentru toți cei implicați în procesul de plată și încasarea sumelor în numerar. Okay. Mai mult pentru firme. Mai mult pentru, da, că, na, ca om liniștit așa, nu prea te interesează chestia asta. Da. Limitările astea nu cred că te ating pe tine ca om. Sunt cazuri în care te pot afecta, da. Știi, ca om de rând, fără firme, fără... Legea 406/2023, cunoscută popular sub numele de Legea Banilor Cash, împreună cu ordonanțele de urgență 98/2023 și 115/2023, au pus bazele acestei transformări legislative. Unul dintre aspectele cheie ale acestei legi este introducerea unei limite zilnice de tranzacționare numerar, stabilită la 10.000 de lei pentru orice tranzacție între persoane fizice și entități juridice. Păi te duci tu cu cash să iei ceva cu mai mult de 10.000 în momentul ăsta? Nu! Da. Nu! Bă, nu! Sunt cazuri excepționale, poate. Nu sau... prea. Habar n-am. Uite, trebuie să ții un televizor care costă 110 milioane. Da, 100, mă rog, păi 11.000 de lei. Dar nu te duci cash. Te duci cu core. Nu te duci cash, da. Că asta este. Bă, pe mine nu mă deranjează. Eu m-aș opri și la 90... Și la 99 de lei. Eu la 9999 m-aș opri zilnic. N-aș avea niciun fel de problemă. Bun. A, să ți dea cineva doar să-i cheltui. Doar să-i cheltui. Dar okay. Unde Dumnezeu să avem? Mă rog. În plus, față de această limită, modificările legislative vizează și regulile referitoare la gestionarea soldului de caserie și procedurile de avansuri de decontare. Astfel, conform noilor reglementări, lucrurile astea s-au mai discutat și acum aproape un an. Deci, aceleași lucruri. La sfârșitul fiecărei zile, sumele de numerar nu vor putea depăși limita 50.000 de lei. Ok, păi s-au discutat, dar oamenii ăștia nu aveau și ei ce să scrie. Da. Și ce au zis acolo la România TV? La, bă, ce, dracu, ce știre să mai facem, mă, și noi despre ce? A, bă, să mai luăm pe aia. Da. Că, uite, așa, s-a schimbat legea. Deci, atenție, îi spun, da, domnule, s-a schimbat legea. Hai să vedem unde s-a schimbat nu și s-a ce. Schimbat. Pentru că până una alta, din 16 iunie, intră în vigoare chestia asta. Da. Hai să vedem unde, ce s-a schimbat. Am rămas la magazinul de cash and carry. Cash and carry, ăștia mai... Supermagazine și hiper, supermarketuri sau hipermarketuri. Deci săracii și numele. Supermagazine și hipermagazine, așa scrie aici. Îl au numele, deci un pic așa, când se uită la legea asta din 16 iunie, zice, păi noi de ce n-ai bani, ne mai numim, bă, cash and carry? Da. Păi uite, la ele... Mai, să ne numim doar carry. Tăiați ăla, cash acolo. Tom și Jerry. Păi da, ăștia au rămas, uite, cash and carry, ei lanții sunt supermagazine. Da, și hipermagazin. Și hipermagazin. Da. Pe ori le zici și la ăștia supermarket și hipermarket, dacă la ea le zici cash and carry, sau... Păi nu, nu, cash and carry e ceva... Păi e ceva, eu știu. Special, iar hipermarketul, supermarketul e altceva. Nu zic, la ăștia le zici în română, la ea nu le zici în română. Ori le zici la... A, tu zici română, de... am înțeles. Da. A, da, 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 da. Ori le zici la toți, ori, mă rog. Așa, da. Care funcționează în conformitate cu noile reglementări. Limita pentru sumele de numerar la finalul fiecărei zile nu va putea depăși 500.000 de lei. Deci la supermarket, da, hipermarket sau cash and carry. Orice sumă care depășește plafonul ăsta va trebui depusă în conturile bancare în decurs de 2 zile lucrătoare. Da. Păi și unde e problema? Nu văd nicio problemă. Da. O altă schimbare notabilă este impunerea operatorilor economici de a accepta cel puțin un mijloc de plată electronică, consolidând astfel eforturile de digitalizare a sistemului financiar din România. Păi cum consolidăm efortul? Obligându-i pe alții să facă? Băi, faceți voi cadru care să permită, da, operatorilor economici lucrurile astea și probabil se vor băga singuri. La trebuie. Nivel de digitalizare, România în momentul ăsta care beneficiază și de un minister țândări dedicat. Atenție! Da. E nevul mediu. Da. Aia. Deși inițial existau planuri pentru schimbări mai radicale, acestea au fost reduse, iar premierul Marcel Ciolacu, acest om care ține cu oamenii simpli, a explicat că această decizie a fost luată având în vedere pregătirea insuficientă a economiei pentru o tranziție bruscă spre utilizarea exclusivă a plăților electronice. Da. Domnul Colegi. Ciolacu ne vorbește despre pregătirea insuficientă a economiei din orice punct de vedere, ca și cum economia ar fi o fată, nu știu, din mediul rural, mai... needucat, așa, nedusă mai pe sărăcuță, la biserică. Mai, da, deci că ei nici n-au treabă cu ea, cu economia. Da. Și cu nepregătirea ei, sau pregătirea insuficientă. Mai, da. Poate tot nu-i un fi de bine. Habar. Astfel, adaptările astea succesive ale legislației
au reflectat nevoia de a menține un echilibru între modernizarea sistemului financiar și necesitățile economice ale diferitelor medii, în special a celor rurale. Vezi tu că da, pe la țară, pe acolo, i-ai omoră pe oameni pe cu carduri, cu dalea, cu nu, bau, unde-i pui? Păi, unde le pui dalea? Ciolacu, dacă și-ar dori să pregătească insuficienta pregătită economia României mai bine, ar face așa, băi, câte bănci avem noi în România? Bă, atâtea, pac, pac, pac. Ia, șefii la mine. Dar n-ai cum să-i chem pe aia, câte zbenguei pe tine, nu poți să faci rință tu cu ei. Da. Bă, tată, câte sucursale aveți voi în țară? Atât. Bă, pe lângă orașele mari, pe o rază de, nu știu, 60 de kilometri, vreau bancomate în toate cătunele. Da, tot nu se rezolvă. Nu, măcar e un pas. Da, nu se rezolvă, raza aia de 60 de km. Le puneți. Nu acoperă nimic. Păi 60 de km în nord, în vest. Da, nu acoperă. Ba, da, le faci. Știi, într-adevăr, pe mediul rural umbli de zbengări capul cu bancomat. Păi tu stai cu cardul în mână, te alerge ursul. Tu cu cardul în mână, ce n-ai bani. Franța adoptă o lege menită să descurajeze cumpărarea hainelor fast fashion, colegul. Abia aștept, mi-era și poftă. Actualitatea prahoveană.ro, de aici am luat titlul. Camera inferioară a Parlamentului Franței a adoptat o lege menită să scadă apetitul cetățenilor de a cumpăra haine din așa numita categorie fast fashion. Că cetățenii ăștia francezi, bă, sunt ca termitele, au un apetit teribil, sunt cum mănâncă alea lemn, așa mănâncă ăștia haine. Păi da, domnule, dar cine sunt moli! Oh, stai așa, uite, da, moli! Moli, sunt, da. Molier, de acolo și... Dar cine a început, domnule, cu moda asta? Da. Păi, la nivel european, cel puțin, cine a dat? Și dă în continuare trend. Păi când, ce? Când zici modă, zici ca Franța Paris. Și Italia. E Milano și Paris. Franța și Italia. Da. Guvernul francez vrea să încurajeze populația să achiziționeze haine din materiale sustenabile, în locul celor ieftine de import care sunt aruncate rapid. Eu zic ce... Păi vor ei șmecheria, de fapt. Da. Să-i dărâme pe chinezi. Să-i dărâme pe chinezi. Da, o boală pe aia. Tată, dar eu când spun sustenabil, eu nu zic calitativ. Eu între sustenabil și calitativ, la ce mi s-a antipărit mie în cap, că ce mi-au băgat ăștia așa, cu maiul în cap. Sunt doi termeni antagonici. Exact. Pentru mine sustenabil nu înseamnă calitativ. Cum mi-ai spus sustenabil? Cumpărați acest produs sustenabil, ești. Nu, nu. Exact. Da, nu, sustenabil e prost. Ești de aici. Bun. Noile măsuri împotriva fast fashion includ taxe pentru produsele ieftine, majoritatea provenite din China, da, și o interdicție pentru reclame la textile de calitate inferioară. Bun, și cine stabilește dacă acea calitate inferioară, mă rog, a textile... Care nu sunt de calitate. Da. Cine stabilește lucrul ăsta? Eu consider că, nu știu, cămașa asta pe care o am pe mine e de calitate. Păi da, nu. Stai puțin, că e materialul, este densitatea țesăturii și așa mai. Sunt mai mulți factori de ăștia care îți dau calitate, știi? Din ce e făcut și așa mai departe. Sunt niște normative de-astea, probabil, și le mânuiesc ei pe acolo. Eu am un tricou, de exemplu. Așa. Evident, produs în China, clar. Nu știu din ce material e. Nu mi-am dat seama nici acum. Vorbesc serios. Dar e bun. Nu, nu e bun, extrem de prost. Deci nu pot să cred așa ceva. De la... Din secunda 1, de când pui mâna pe el să-l îmbraci, te doare. Te doare mâna. După aia când îl iei pe tine, zici că ești într-o... știu eu, cursă de-asta de penitență, de vreo 10 ore, nu știu, să pui... Bă, reziști să ții ăsta pe tine 10 ore? Zic, mai bine mă autoflagelam, îmi dădeam cu bici de la cuțepi pe mine. Deci așa e, nu înțeleg din ce e. Nu e evident, știi, că ar fi din... Dar nu scrie pe el, pe spate, etichetă. Să scrie, mă, nu. Deci nu știi dacă e din bumbac, dacă e din plastic, dacă e din... Nu poți să-ți dai seama. Da. E singurul tricou de nu mi-am dat seama din ce naiba e făcut. Dar n-ar dori ei să ne facă niște uniforme, pe bun. Okay. Da, uniformă cu număr matricol, noi am mai purtat, suntem obișnuiți. Ia, fast fashion este conceput, concept de îmbrăcăminte la modă, ieftină, ca să înțelegem și noi ce e asta fast fashion, care ia ideile din podium sau din cultura celebrităților și le transpune cu o viteză vertiginoasă în articolele vestimentare ale marilor branduri. Și de unde sunt astea ieftine, că eu nu înțeleg. Păi da, dar marile branduri sunt foarte scumpe. Sunt scumpe, dar le produc tot în China. Mă rog. A, bine. Dacă Senatul va adopta această lege, guvernul afirmă că Franța va deveni un lider mondial în gestionarea problemelor sociale și de mediu cauzate de fast fashion.
Colegul. Băi, fast fashion, colegul. Că mă ia capul. Hai să vă arăt ceva. Stați așa. Va, nu da pe aia, că aia o să o dăm noi săptămâna viitoare, brățara de scoci. Nu brățara. Da. Tot în zona aia vine. Tot în zona aia, stai să încerc să dau jos. Ca să vedem și noi cum e cu sustenabilul. Eu mai văd niște de-astea de mă ia capul. Niște mi-apar reclame, mi-apar lucruri. Zic, bă, ia să vedem, știi, cum o fi, ok, nu? Și dau la preț. Că, okay. Că astea sunt produse ieftine de fast fashion. Da, nu sunt ieftine deloc, adică au niște prețuri de nebunești. Bine, ieftine, probabil din punctul lor de vedere, făcând comparația cu produsele alea de la marile branduri. De... A, ți-au mâncat 3 salarii românești ca să-ți iei poate mai mult pereche de chiloței, de exemplu. Așa, da. Ai, dă-i în continuare că eu criticii caut, fenomenului, caut da, da, să mai spun aici, zic că industria textilelor este responsabilă, atenție, colegul, de 10% din emisiile de gaze cu efect de seră și de poluarea masivă a apelor. A? Ok. Atenție. Potrivit Băncii Mondiale, industria modei produce mai mult carbon decât zborurile internaționale și transportul maritim la un loc. Ăștia sunt răi de pe pământ. Și vaci. Da. Și vaci. Fiind responsabilă de până la 10% gospodării din totalul emisiilor de carbon ale omului, industria modei este al doilea cel mai mare consumator de apă din lume și poluează oceanele cu microplastic. Aici sunt de acord. Aici sunt de acord. Voi, Neluțu, colegii, dacă se poate, am o ofertă pentru voi. Nu te strâmba tu ăla cu mustață din spate. Sunt noi. Păi am crezut că l-ai făcut-o pe el de la gunoi și ai pus pe plat. Nu, tăticu, eu un produs nou găsit pe rafturile marilor magazine din vestul Europei. Da. Costă undeva la 600 de euro pereche. Da. Păi și tu vii și îmi vorbești mie Europa de sustenabilitate, de fast fashion. Băi, interzice-le bă la ăștia să scoată mizerii de-astea pe piață că jignesc. Păi, da. Inteligența în formă păi, imprimare. Nu, păi asta da, dar sunt oameni care, de exemplu, așa, consumă... Așa, mi-a lasă imaginea, Nuțu, că e... Sunt oameni care consumă fecale, da? E treaba lor să le fie de bine. Cum poți să vinzi așa? Deci e gustul lor. Și așa vin unii da. Și spun că, bă, ăsta e gustul meu, îmi plac la nebunie ăștia. Așa. Și dau 600 de euro. De ce să le iei tu dreptul ăsta? Eu zic să le iau. De ce? Dacă e gustul lor... Nu poți să vinzi așa ceva. Păi poți, uite că... Păi bă, să facem și noi atunci niște mașini, da? Da? Gata bușite. Să fabricăm mașini gata bușite, cu ruginite, că așa, nu? Da, dar asta e, după aia nu mai sunt sigure. Da, și... mulțumim, da, colegii. Deci ce vedeți acum? 600 de euro. Bun, și ăștia îmi spun mie de sustenabilitate. Sustenabil. Da. Atenție, prieteni, gata cu fast fashion-ul, da? Ideea este să... din ce am înțeles, să vă luați dalea scumpe și să le purtați 100 de ani. Eu sunt de acord cu asta. Da, nu sunt de acord să țină 100 de ani. Păi da. Dar să nu-mi iau dalea scumpe rău, așa că n-am de unde. A, bine. Uite, okay, de exemplu, eu mi-aduc aminte cu drag și... Vezi că timpul se duce, da, colegul, da, știi, da, cum zboară... De niște blugi pe care a avut și sora mea. Așa. Aduși de cineva care lucra pe vapor la momentul ăla și s-a putut descurca. Știi? Și am purtat și eu. Ok. Și n-aveau nici pădreacu. Da. N-aveau nici pădreacu. Dacă îi dădeam cu bani, spunea că-s noi. Eu am un tricou. Da. De cam 26-27 de ani. A? Și? Și e impecabil. Păi, hai să facem, domnule, da, la fel. A, și vrei să-ți mai zic ceva despre el? Nu l-am luat nou. A, păi de-aia e așa. Deci, nu l-am luat nou. Da. Da? Păi deci, da, eu l-am de 27 de ani, nu știu câți ani are el, așa, de când a fost scos pe piață. Ok. Deci, m-am uitat la brandul respectiv. Se poate. Da. M-am uitat la brandul respectiv acum și am început să plâng. A, la ce fac ei acum? La ce fac ei acum față de, da, ce făceau înainte. De valabil pentru toate brandurile. Jeff Bezos investește 60 de milioane de dolari pentru a îmbunătăți diversitatea și calitatea proteinelor alternative, cum ar fi carnea pe bază de plante. Corect. Da, da. Păi, mănânci și plângi. Mănânci și plângi. Știi ceva? Uite, eu dacă eram în locul lui Bezos, măcar asta ziceam. Bă, băieți, voi știți, bă, plantele alea carnivore? Da. Păi alea-s carne, bă, frate. Corect. Uite, luați de aici o friptură de Cezaria, nu știu cum, au nume de alea, știi? Bun. Republicanews.ro. Fondatorul Amazon a înființat Bezos Earth Fund în 2020 ca parte a unui angajament public de a aborda criza climatică în curs
prin filantropie, da? Și a anunțat că va investi acum, da? Ce nobil. Pentru chestia asta, inițial a zis 60 de miliarde de dolari, da, în carnea pe bază de plante prin fundația respectivă. În 2020, Bezos Earth Fund s-a angajat să distribuie un total de 10 miliarde de dolari până la sfârșitul decenului prin granturi și investiții specifice, dintre care 1 miliard de dolari a fost destinat în mod special transformării alimentelor. A zis, okay, băi, pe alimente ne axăm. Bine, hai să stabilim clar cu prosteala asta, că nu vacile dărâmă planeta. E clar, pentru mine, da, lucrul ăsta e foarte clar, că nu mă poate. Nu, mai, dar nici nu ne mai... Nu poate lua nimeni chestia asta încă bun. Băieții ăștia șmecheri, că am mai zis și la început emisiunii, cine se ocupa mai nou, cine a intrat tare pe felia asta de afacere? Oameni precum Bezos, Gates, Zuckerberg, oameni cu foarte mulți bani. Da, ideea e că unii sunt suficient de proști cât să creadă că planeta asta se scufundă din cauza văcuțelor și a părților pe care le trag. Da, da, mai e o comparație. Mai e o chestie, nu? Carne poate face, poate crește, poate vinde oricine. Asta e problema lor, mare. Da, da? Da. Ori, ceea ce fac ei, într-adevăr, ce dezvoltă la momentul ăsta... Nu pot face decât ei sau foarte puțin, pentru că îți trebuie tehnologie și bani băgați. Exact, și aici e șmecherie. Da, da, mai e o treabă. Că ei nu fac asta neapărat pentru salvarea planetei. Așa au început, așa au zis. Păi da. Mai e o componentă foarte importantă, care eu zic că ne va convinge pe toți, până la urmă, mai repede decât salvarea planetei, înfometarea planetei. Sunt 10 miliarde de oameni. Acum, mâine, poi mâine. Nu vor mai avea ce mânca. Și de asta au zis, băi, voi sunteți nebuni, ce vă mâncați între voi? Luați de la noi carnea asta, din plante. E și sustenabilă. Dar să-și facă, mă, frate, Bezos, o fermă de pui nezburați. Da, crescuți la sol. Da, de ce nu-și face-o? Nou angajament de 60 de milioane de dolari face parte, așadar, din angajamentul inițial, ăla din 2020, de când a făcut Bezos fundația respectivă. Investiția va înființa mai multe centre Bezos pentru proteine durabile, axate pe barierele tehnologice majore în calea producției de carne pe bază de plante. Că zice bariere. Acum așa zic, bă, noi avem tehnologia, ia de-le încolo că le spulberăm. Inclusiv reducerea costurilor, creșterea calității și creșterea conținutului nutrițional. Carne mai bună ca de la Bezos n-ai mâncat în viața ta, coleg. Bine, el probabil de la divorț, că o fi ori cu prietenii, ce, bă, lasă-mă, frate, că am frigiderul plin de carne. Eu trec pe asta. Îmi fac eu carnea mea. Că... Bun, vicepreședintele Fondului pentru Pământ. Deci e un fond Bezos, pentru pământ, așa se numește. Bezos, da? A fost fundație, o chestie, Laurent Sanchez a făcut anunțul la începutul acestei săptămâni și a subliniat nevoia urgentă de inovare pentru a face sistemul alimentar global durabil. Bravo, ce-l păi face? Ei dau trendul. Dar ce-l face mai puțin durabil? Adică unde intervine problema? Noi mâncăm de când suntem pe pământul ăsta? Păi da, dar de când suntem pe pământul ăsta eram de 100 de mii de ori mai puțin. Și ne dădea mâna să mâncăm normal. Da, o să ne dea acum și acum. Prea ne mai dă mâna, că asta e. Deci, calculând matematic, logic, nu prea mai ai cum ce să faci. Sunt prea mulți oameni. Și vor fi din ce în ce mai mulți. Trebuie să hrănim 10 miliarde de oameni cu alimente sănătoase și durabile de-a lungul acestui secol, protejând în același timp planeta noastră. Vezi? Bravo. Astea două componente sunt. O putem face și va necesita o mulțime de inovații. A zis Sanchez, pe care l-a pus ăsta, da. Bezos, șef acolo, la Fondul pentru Pământ. Nu, e o fată. E o fată. Lauren e fetiță. Lauren Sanchez, da. E fată. Uite, ce mai adaugă ea? Lumea noastră este pregătită pentru transformare. Pentru un viitor care nu este constrâns de compromis. Soluțiile la cele mai mari provocări ale noastre provin adesea din persistența liniștită a celor dispuși să pună la îndoială să reimagina și să inoveze, să reimagineze. Mă rog. Na, haideți să vedem pe doamna Lauren Sanchez din preună cu domnul Bezos. Ea e Lauren, da. Șefa asta, este că nu mai înțeleg. Este șefa. Șefa Fondului pentru Pământ Bezos. Și probabil motivul divorțului. Da, mă rog. Intrăm în zona de canca. Dar unde sunt ei așa cu vine ea cu burta goală? Că mă gândesc că... Burtă goală, dacă nu mai am ce mânca. Burtă goală, dar... Totuși are o funcție mare, adică ar trebui să se prezinte și ea mai business un pic, nu? Da, acolo probabil. Cine știe unde sunt aici? Cadru mai puțin protocolar. Uite, art film, ce se vede pe spate pe acolo. Da, de asemenea, experții prevăd că piața cărnii pe bază de plante va depăși 14,27 miliarde de dolari până în 2030. E? Adică 6 ani, ce zic.
Nici 6. O creștere de peste 13% față de 2023. Și da, tot așa, și tot așa, până când vom ajunge să nu mai prea găsim carne de asta, carne normal. Decât și o vom mânca pasta lui Bezos, și pe aia lui Zuckerberg și așa mai departe, da, da, sunt și din scumpe. Plante. Sunt și foarte scumpe, adică vor fi mai scumpe decât carnea asta. Dar au zis că vor lucra, tehnologia le permite acum să facă mai ieftin. Hai să vedem cum fac ăștia ieftin și prost știri. Uite, Digi24, pâinea cu gust, atenție, subliniem din titlu, cu gust de carne a fost inventată la Galați. Triptura nu se vede, dar se simte. E cu ghilimele un citat băgat tot în titlu. Oficiul de stat pentru invenții și mărci OSIM a acordat Universității Dunărea de Jos din Galați brevet de invenție pentru o pâine proteică cu gust, din nou zice Digi, deci în prima propoziție din articol după ce a subliniat asta în titlu. Cu gust și proprietăți de carne. Ok. E, o să vedem că nu există nici umbră de gust. Deci e un fake news de la teribil. Proiectul a fost pus în practică de mai multe cadre didactice de la Facultatea de Știință și Ingineria Alimentelor. Da, autorii invenției sunt profesorii Floricel Cercel, nu e vina noastră, Petru Alexe și Romulus Marian Burluc, da, care au plecat de la premisa că, cităm acum, pâinea normală este dezechilibrată în aminoacizi esențiali și au adăugat un concentrat proteic de proteine miofibrilare, da, din carne. Porc, vită, pasăre, pește, extractul de proteine miofibrilare, atenție, neavând nici gust, nici miros caracteristic. Și am încheiat citat. Bă, că nu omul ăsta de-a făcut pâinea cu gust de carne, ăsta, cum zice Digi, zice că nu are gust. Tu de ce zici că are gust și pui în titlu? Și încep și știrea cu prima propoziție că pâinea cu gust. N-are, bă, gust. Uite că în minciunea asta a lor, dădeam, dărâmam taraba aia să mă duc să-mi iau și eu o pâine de-aia cu gust de carne. Odată, și mâncam o franzelă de-aia și ziceam că am mâncat 10 fripturi. Odată că o luai și era cu gust de carne, doi, nu-ți mai făceai sandwich, nu mai stăteai să o tai, să bagi, păi, să o luai direct. Nu mă mănânc așa, de, ca ursul. O iau și... asta potrivit informațiilor, iată, făcute publice de Universitatea Dunărea de Jos Galați, preluate și de Ager Press. E limpede, clar, gustul e doar în capul celor de la Digi. Probabil. Deci nu există, efectiv. Procedeul de obținere a pâinii echilibrate nutrițional în proteine reprezintă o soluție de a aduce pâinea în limitele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Aia, da. OMS-ul. Da. Adică de a avea un conținut optim în aminoacizi esențiali. Asta se precizează într-o postare pe pagina de Facebook a Universității Gălățene. Azi ce mai explică profesor doctor inginer Petru Alexe. Probabil că domn Petru Alexe i-a băgat în ceață, în ședință, pe ăștia de la Digi cu, practic, ultima propoziție. Da. De acolo au înțeles ei că ceva pâinea asta are gust de carne, cu toate că textual ăștia de la universitate au zis că nici vorbă, gust sau miros. Da, domnul Petru începe prin a ne lămuri că pâinea e pentru săraci. Da? Pâine astfel obținută ar putea reprezenta o opțiune pentru populația săracă, mare consumatoare de pâine. Deci e clar, pe sărăchie mănânci pâine. Okay. Politicile de realizare și distribuție cu protecția celor săraci trebuie să vină prin niște programe guvernamentale sau locale. Păi, okay, vor să facă și niște bani. Păi vor să facă niște bani, dar tu închipuieți că eu mănânc acum o pâine care costă 9 lei 600 de grame. Și dacă ești sărac? Păi sărac, dar de-abia strâng bani să-mi iau, bă, 9 lei. Suntem prea săraci să mâncăm pâine ieftină. Atenție, 9 lei. Păi eu dacă de-abia strâng bani să-mi iau pâine de 9 lei, că aia îmi place, pe bine, că e bună, rău, e tare, bună, bună, cu maiacul, nu știu ce, e dulce, cum îmi place mie. Cât va costa pâinea asta? Cu aminoacizi de ăștia îmbogățiți? Și un kil de carne la pâine. Păi, cred că, da, costă mai mult decât un kil de carne, până la urmă. Ok. Pâinea echilibrată, nutrițional, zice Nea Petrică, va trebui să existe pentru toți consumatorii. Deci e clar că trebuie să ia toată lumea. Ei au inventat unul, trebuie să o luăm. Da. Dar consumatorii cu venituri mai mici trebuie să beneficieze de un preț subvenționat. Mulțumim. Deci îți dai seama că de scumpă va fi. Și cine să o luăm? Ciolacul? Cum ne dădea cine își dă bani la motorină sau cum? Deci subvenții... Pentru pâine. Pentru ce ai subvenții acum? Pentru pâine. Pentru pâine. Da. Cartelă. Mai ții de cartela la pâine, pe vrea Lucească? Păi și cu cartela aia mă duceam să iau pâine. Să dea naiba de fiecare dată, dar de fiecare dată prindeam numai de aia de băteam cuie cu ea. Da. Deci nu înțelegeam nimic. Da. Pâinea echilibrată nutrițională în proteine este ca și cum, uite aici i-a dat peste cap ăștia de la Digi cu chestia asta.
este ca și cum ai mânca pâine cu friptură, dar friptura nu se vede, dar se simte. Da, mă, se simte, bravo, prin proprietăți, mă, tâmpiților, nu prin gust, că tocmai v-au zis, oamenii ăștia că n-are nici gust pâinea asta, n-are nici miros de carne. Și tu cum pui în titlu că are gust de carne? Ha? Păi altfel nu se vindea titlu. Pâine. Da. Da, mulțumim. Ok, deci, cam atât. Ăsta e viitorul, da, așa cum... Și al presei și al pâinii. Și al ce vă pune pe masă. Da, să ai și tu o pâine să pui pe masă. Să ai și tu o carne acolo din plante. Da. Ha? Uite, mănânci, așa da. Iei o pâine de la oamenii ăștia cu, da, cum zice Digi, cu gust de carne, dar nu există. O fripturică, da, de la Bezos. Deci, o pâine de asta, da, care să mai aduc aminte de carne, și o friptură din partea alaltă de la Bezos, care nu e din carne, e din plante. Da. Și te-ai scos. Cum să? Deci, până la urmă, nu o să mănânci nici pâine, nici carne. Dar ai salvat planeta, frate. Da. A? Nu te curzi liniștit, așa? Chiar dacă ai... Nu, cu purta plină, că mănânci aia, mănânci. A. Mănânci carnea lui Bezos și îți umfli stomacul, mănânci pâinea asta, da? Te curzi cu burta plină, dar atenție, doar liniștit, da? Da. Contrar credinței că dacă te curzi cu burta plină, te zbuci un pat pe acolo, nu te odihnești. E, de data asta, doar gândul că salvezi planeta te face să dormi ca un bebeluș. Hai, luați-o un pufulet de somn ușor.